Salutare, tovarășii tuburi, astăzi o să vorbesc despre o bere artizanală, Haramin. Triple hop văd, nu știu dacă are triple hop, da, triple hops pentru că nu este scris corect. Bere românească văd, nepasteurizat 8 săptămâni. Refermentată din sticlă, apă malț din Ores Amii. Și dacă ne uităm aici, are 9,5% alcool, mult. Dar ne uităm aici frumos. Spune ce aromere, amarelă, deci nu este amară, culoare cât mai galbenă. Și scrie aici produs artizanal prin infuzie și fermentată în sticlă, în zona Valea lui Dumnezeu, chiar în Abația, veche de peste 800 de ani, fondată în 1216, o bere blondă densă, Haramin Triple Hop. Are arome puternice de hamei cu note de citrice, lemnoase, fructe galbene, dar și arome florale. Aceasta este o bere complexă, cu un gust bogat de malț, dulce, măruie, cu tentă condimentată și aromă persistentă. Haramin Triple Hop este o bere puternic aromată, iar acest lucru o face să se potrivească cu preparate cum ar fi burgeri și carne de grătar. Mă rog, teoretic, poți să mănânci și cu cărnița de aici. Mă rog, scrie și în engleză, dacă sunteți interesați. Mă rog, ca idee. Este dulceagă berea. Uitați culoarea. Nu e chiar gălbuie, e mai mult un gălbui spre maroniu, chiar tulbure. Ca idee, face spumă până aici la colaș și nu curge din pahar de sece în sus. Nu curge, nu se prelinge ca astea mai ieftine ale noastre românești, care fac spumă până aici, să zicem, da, până deasupra paharului și pe aia se prelingă. Bun, continuăm. Ca gust este dulceagă. Alcoolul nu prea se simte, deși are 9,5, deci se apropie de vin, care are, cred că, 10-11 pe acolo. Foarte bună, foarte plăcută la gust. Nu este dulceagă în sensul că, nu știu, deși scrie aici că are ceva caramel, dacă nu mă înșel. Mă rog, citrice, lemnoase, fructe galbene și arome florale. Se pare că este care un gust puțin, nu știu, așa mi s-a părut mie, de caramel. Un gust caramelizat, așa. Ca idee, așa se mai degustă o bere, exact ca la vin. Ca să iese frumos. Ia uitați. Ia uitați aici. Da, deci nu ies bule. Nu ies pur și simplu. Față de cele acidulate și ieftine. Foarte bună dulceagă, dacă sunteți fan, vă recomand. Te duce, nu prea simți, dar te duce dacă bei mai mult. Eu nu prea sunt cu alcool în general, dar este o bere foarte bună. Nu mă așteptam, deoarece eu nu prea am încredere. Mă rog, eu cel puțin, așa sunt, eu prefer berea cât mai naturală, fără niciun fel de arome, dar asta într-adevăr este o bere bună. Așa, produsă și îmbuteliată în Belgia. What the fuck, și de ce naiba zice aici că este rețeta originală artizană
Tizani beri. Me. În fine. Am mințit. Neintenționat, dar este, din păcate, o bere produsă și îmbuteliat în bece. Da. Și șmecherii se folosesc de acest sticker ca să zică oamenii că este produs în România. Probabil legislația îi lasă. Nefiind clar, din păcate, ceea ce este o mizerie din punctul meu de vedere. Ar trebui numai produsele române să aibă această etichetă. Care este de altfel o măsură implementată acum, nu știu, un an, doi, trei, poate chiar mai mult, o măsură foarte bună. V-am salutat, sincer, chiar dacă nu este românească, eu vă recomand această bere. Că vreau să fiu cât mai parțial, deci nu iau și nu degust neapărat beri românești. Am gustat destul de beri vândute la noi, care sunt produse fie prin Belgia, fie prin Germania, fie prin Cehia și așa mai departe. Sincer, această bere m-a surprins, ținând cont că nu prea se simte alcoolul din ea, dar este o bere destul de bună. Destul de reușită, cam micuță și cam scumpicică, pe la 10 lei. Dar eu zic că își merită dacă sperită banii dacă bei din când în când și ești mai mult un degustător, ca să zic așa, și nu un băutor înrăit. V-am salutat.